Hidrantul s-a spart de 2 zile, iar apa a inundat o parte din alea Grigore Florescu. Locuitorii din zonă nu mai au pe unde să meargă și sunt nevoiți să o ia de-a dreptul prin balta care s-a format. Când ajung în această zonă inundată, oamenii trebuie să fie extrem de atenți pe unde calcă, astfel încât să pășească pe zonele mai înalte ale aleei, apa să nu depășească nivelul încălțămintei și să nu se ude până la piele. Conducta asta îi sparte, cine știe dacă vine așa. Eu ce să-i fac acum? Dacă a fost anunțat și n-au venit, vina lor. Ajunși la capătul răbdării, oamenii sunt revoltați că sesizările pe care le-au făcut către Societatea de Apă și Canal din Turnul Severin au rămas fără ecou. Au sunat la dispecerat, însă nimeni nu s-a deplasat pe strada Grigore Florescu pentru a evalua măcar situația. La ora 10 și jumătate mi-a răspuns o doamnă. I-am prezentat problema și mi-a spus că o să vină cineva. Nici până la ora actuală n-au venit, de ieri curge apa aici. E păcat de Dumnezeu cu apa asta. Nu ne umflă facturile la apa rece, pe asociații, și aici curge apa în bătaie de joc. Ni să vină măcar să se uite, să-l oprească cumva să fac. Reprezentanții firmei de apă Canal susțin că problema se va remedia în cel mai scurt timp. Să duc oamenii să rezolve treaba, nu știu ce a vorbit și cu cine a vorbit, că probabil la ora asta trebuia să fie făcut. De ce o să trimit și să rezolvă, nu să pună urmă, că de-aia este marcipuș. Locuitorii din zonă scăpați acum de zăpadă, dar nevoiți să meargă prin apă, au sunat de cel puțin 2 ori la firma de apă Canal și la 8 ore de la primul apel nicio echipă nu ajunsese la fața locului.